Bună ziua, suntem alături de domnul Dan Șucu, acționarul Rapidului, la prima ediție a emisiunii Q&A, Questions and Answers. Suporterii întreabă, domnul Dan Șucu răspunde, este primul invitat, vor urma și alți membri ai conducerii Rapidului și nu numai. Haideți să începem. Mulțumesc frumos de invitație, îmi face plăcere să răspund întrebărilor care le-am primit. Unele dintre ele sunt chiar extrem de aplicate și extrem de apropiate de ceea ce încerc să fac. Perfect, haideți să începem. Didi întreabă, care a fost motivul de a investi la Rapid? Didi, bună ziua. Am spus-o și o repet, am investit la Rapid din perspectiva de juniori, într-o primă fază. Am plecat de la dorința de a vedea cât mai mulți copii că fac sport. Am plecat de la o premiză oarecum greșită, că e suficient să-i arăți unui copil un teren de sport și să-i pui o minge în față și el va pleca din fața calculatorului și din fața telefonului mobil și se va apuca să facă sport. Asta era valabil acum 50 de ani, acum 40 de ani, nu mai este valabil astăzi. Din punctul meu de vedere, ca să putem să ne facem copiii să viseze, ei trebuie să vadă modele. Iar modelele le văd pe stadionul mare. Iar modelele trebuie să fie de succes. Am considerat atunci că este foarte important pentru copiii noștri și pentru România în general ca fotbalul să redevină și fotbaliștii să redevină model. De aceea am investit și sunt convins că am făcut bine ce am făcut. Florentina Brebenel vă întreabă de ce Rapid, de ce nu alt club? Din punctul meu de vedere sunt absolut convins că investiția a fost cât se poate de bună. Rapid este clubul cu cei mai înfocați fani. Este clubul care, din punctul meu de vedere, este cel mai frumos din punct de vedere al imaginii și al capacității de a realiza exact ceea ce mi-am propus. Acela de a vedea cât mai mulți copii vin la sport. Totolici Iliuță întreabă, a existat vreun moment în care v-ați gândit să renunțați sau să faceți un pas înapoi? Un moment în care să vă puneți întrebarea, în ce m-am băgat? Nu s-a întâmplat lucrul ăsta și nu cred că se va întâmpla în viitor. Nu văd niciun motiv pentru care s-a întâmplat. E adevărat, singura dată când am plecat de la stadion, chiar așa, tuflit, dacă pot să numesc, este când l-am văzut pe Papo plecând direct la spital. Atunci chiar am fost extrem de impresionat. M-am gândit la el ca și la unul din copiii noștri, care a venit aici, da? Să fie un model, să se străduie, să facă ceva deosebit, să fie entertaining, să ne distreze pe toți, iar el pleacă de aici direct la spital. Valentin Stănescu întreabă, intenționează să cumpere tot pachetul de acțiuni sau să adauge și alți investitori potenți pentru ca echipa să fie pe măsura suporterilor? Eu am fost cooptat, sigur, am fost cooptat de către Victor, ca și coacționar. Dânsul mă întreabă dacă aș fi dispus să-l împing din barcă pe Victor, care m-a coptat în barcă. Nu e o atitudine pe care aș vedea-o corectă. Din punct de vedere material, nu există o problemă. Nu avem nevoie de acționari suplimentari. E o chestiune doar de oportunitate. În clipa în care există oportunitatea, există și bani. Piperea Raul Ioan. Dacă în următorii 5 ani clubul nu progresează prea mult pe plan sportiv, ce aveți de gând să faceți? Este exclus, domnul Piperea, ca Rapid să nu progreseze în următorii 5 ani. Dacă vă uitați în ultimii 2 ani de zile, progresul Rapidului a fost mai rapid decât orice alt progres existent în România. Iar el va continua. Este pur și simplu exclus ca Rapid să nu progreseze și să nu continue să progreseze rapid. O întrebare... Rapid progresează rapid, ok. Da. O întrebare oarecum asemănătoare de la Ovidiu Sălceanu. Domnule Șucu, sunteți pregătiți sufletește să rămâneți la Rapid pe o perioadă îndelungată, cel puțin 10 ani, având în vedere că suporterii Rapidului sunt speciali și vor performanță și nu în ultimul rând spectacol?
suporterii Rapidului vor într-adevăr și rezultat. Vor în același timp și spectacol. De fapt, cu toții dorim același lucru. Și când venim împreună și noi cu familiile și cu copiii la stadion, asta e ceea ce ne dorim. Să vedem rezultate, să vedem spectacol. Și pentru asta suntem pregătiți. Rapid a avut... Deci nu am făcut niciodată o investiție pe termen scurt. Firma mea de bază are deja 30 de ani anul acesta. Nu decid eu cât timp voi fi pe aici. E cu totul și cu totul altă decizie. Dar din punctul meu de vedere, eu îmi pregătesc inclusiv copii să iubească sportul, să iubească fotbalul și de ce nu să iubească în principal Rapid. Alex Neagu întreabă cât timp ar putea sta la cârma Rapidului să investească dacă obiectivele pe care le are nu se îndeplinesc. Ați spus mai devreme că... Da, nu există varianta prin care aș vrea totuși să plecăm de la o premiză de normalitate. Nu există varianta prin care noi să avem din ce în ce mai multe resurse investite, iar rezultatele pur și simplu să meargă într-o direcție contrară. Poate să existe o discrepanță între volumul de investiție făcut și poate un rezultat mai puțin bun decât am vrea, dar în niciun caz un rezultat rău. Ok, Andrei Martinez. Adică din punctul meu de vedere, începând deja de acum, dar în mod cert începând cu anul viitor, noi ne vom lupta în permanență pentru titlu. Andrei Martinez cu Rapid a avut acel triunghiular care a fost benefic pentru imaginea clubului. Se dorește semnarea unui parteneriat cu o echipă puternică în vederea împrumutului de jucători? Mănânc cu echipa de afară. Întrebarea este extrem de actuală. Ideea asta de consolidare, ideea asta de a avea uniuni de cluburi, deci nu doar un club independent, ci uniuni de cluburi din diferite campionate, unele mai puternice, unele mai puțin puternice, este extrem de actuală. E actuală și în afaceri. Există o consolidare în afaceri prin care societăți foarte puternice sunt centrale de achiziții pentru societăți mai puțin puternice. Societățile puternice fiind din țările extrem de dezvoltate, cele mai puțin puternice fiind din țările în curs de dezvoltare. E o logică de business cât se poate de actuală. Și n-avem cum să nu fim interesați de logica respectivă, dar ne interesează foarte mult. Și încercăm să găsim cea mai bună soluție în direcția respectivă. Sigur, oricine se străduie să reușească cât mai mult cu resursele pe care le are. Aceea este una din direcțiile prin care, cu resursele pe care le avem, care nu sunt puține, să reușim să obținem mult mai mult decât alții. Alex. O întrebare foarte, foarte bună. Alex, să răspund. Alex Wolf întreabă: ce planuri aveți pentru a îmbunătăți experiența fanilor la stadion? Intenționați să aveți match de experience pentru fani și activități pentru copii la stadion? În Statele Unite, echipele sportive investesc în mod constant în activități pentru fani de toate vârstele, în special pentru copii. Aici îmi permis să răspund puțin mai complex. Ceea ce ne interesează pe noi la Rapid este să avem totdeauna tineri implicați, ca tine, implicați, responsabili și care fiecare dintre ei să-și aibă o responsabilitate în mâinile lor și să o ducă la bun sfârșit. Responsabilitatea de organizare de meciuri îi aparține unui coleg de-al nostru care din momentul în care a primit această responsabilizare și a primit și bugetele pentru a putea rezolva tot ce are de rezolvat, în clipa de față, se străduie în fiecare zi să facă din ce în ce mai bine. Pentru noi este important ca să-i dăm autoritate, să-i dăm mână liberă ca să încerce să vină cu cât mai multe propuneri și cu mai multe soluții. Ce vorbește dânsul acolo este una dintre propunerile de care vorbim. Atenție că noi suntem ca și club în competiție pentru ideea de entertainment, pentru ideea de spectacol, da? Cu toate celelalte cluburi, dar nu numai. Noi discutăm în clipa de față de o seară de distracție în oraș, cu
cu tine, soția și copil. Sau între prieteni și așa mai departe. Da? Este, din punctul meu de vedere, important pentru noi ca această distracție să fie cât mai completă. Da? Pentru că, practic, să spunem, familia ta și cu tine, cu 100 de lei, poate să încerce să aibă o seară superbă. Treaba noastră este ca să facem acea seară superbă pentru fund, pentru clientul nostru. De aceea trebuie să fim aici, de aceea fiecare dintre colegii noștri trebuie să înțeleagă, fie că este vedetă jucător în teren, fie este că este organizator de meci, da? Toți trebuie să înțelegem că lucrăm pentru cel care a cumpărat bine. Crăciun Ștefan spune așa: ce părere ar avea domnul Șucu de crearea unei platforme antreprenoriale pentru rapidiști, prin care toți simpatizanții Rapidului ce desfășoară o afacere, indiferent de domeniu, pe baza unui abonament sau altor condiții, să-și promoveze serviciile sau produsele, facilitând accesul celorlalți suporteri rapidiști către acestea, dezvoltând astfel un model socioeconomic sportiv. Interesant. Este din nou o altă direcție la care lucrăm foarte intens. Iarăși avem un coleg tânăr care se ocupă și care încearcă să definitiveze această direcție. Sistemul, veniturile pe care încercăm să le obținem din publicitate, da? Publicitate fiind firmele care încearcă să folosească Rapidul ca vehicul de comunicare pentru brandul dânșilor sau pentru oferta dânșilor. Acum, există firme cu distribuție națională care încearcă să facă acest lucru și acolo în general încerc să vorbesc mai mult eu cu colegii care și cu firmele respective, pentru că ne cunoaștem destul de bine și discutăm acolo de bugete relativ mari, pentru că acolo discutăm automat despre posibilitatea de penetrare la nivel național. Dar există, părerea mea, există multe firme care caută totuși o notorietate locală. Iar stadionul nostru și cei 12-14.000 de fani care vin la stadion sunt, din punctul dânșilor de vedere, targetați ca să-și poată anunța oferta, să-și poată anunța produsul, firma. Este absolut obligatoriu să reușim să creăm ceea ce vorbește fanul nostru în această întrebare. Ne interesează foarte mult, da? Și sunt convins că sunt multe societăți care au această dorință de a avea o notorietate locală. Este inutil să vorbim de o ghețărie care ar încerca să-și promoveze, de exemplu, produsul pentru cineva din Baia Mare care se uită la televizor. E fără sens, e ca și cum ar împușca vrăbii cu tunul. Dar un restaurant, un centru medical, o grămadă de alte societăți care au o relevanță locală, este normal să încerce să-și comunice apartenența la familia Rapid prin stadionul nostru și prin Rapid. Da? Este un lucru care ne interesează extrem de mult. Perfect. Fană Rapid vă întreabă: aveți în plan să implementați un sistem propriu, o aplicație pe telefon pentru bilete și abonamente, care să ofere mai multe opțiuni de gestionare pentru suporteri? Aici avem o discuție internă. Victor consideră că ar dori să facă lucrul ăsta. Eu consider în momentul de față că este mai important să reușim să facem să funcționeze ce avem deja. Iarăși, avem un tânăr care se ocupă în clipa de față de tot ce are legătură cu ticketing-ul și de tot ce are legătură cu relația dintre ticketing și suporter și automat și cu relația cu Entertix. Eu cred că cei de la Entertix pot să facă o treabă mai bună deocamdată. Sunt adeptul externalizării în general și nu a internalizării activităților respective. Entertix-ul este specializat în așa ceva. Prefer să-i plătim comisionul dânsului, dar să facă treaba bine. Ideea este că cu cât suntem noi mai mult capabili de a ne implica intern oamenii Rapidului și să fim mai exigenți, cu atât mai mult și Entertix-ul va face o treabă mai bună. Urmează câteva întrebări despre Academia Rapidului. Ovidiu Miron întreabă așa: care sunt obiectivele Academiei de Copii și Juniori raportate la echipa mare pentru următorii 3 ani?
obiectivul final al Academiei este acela de a putea promova la echipa mare, dacă nu doi jucători pe an, măcar unul. Ăsta este obiectivul final. Ăsta e obiectivul care a fost trasat de către proprietari, către Academie. Ca să ne gândim puțin, anul trecut, juniorii noștri jucau în Liga a doua, Liga a treia a juniorilor. În clipa de față, deja de anul acesta, noi suntem în elita fotbalului de junior din România și nu oriunde, în elită, deja în primele 4-5 echipe. Lucrurile s-au schimbat peste noapte și din ce în ce mai multe cluburi de juniori sunt de acord să ne ofere nouă prioritate în a promova mai departe juniori cu talent. Am scurtat foarte mult termenul pentru că ne gândeam că o să dureze 3-4 ani de zile până când o să putem să creștem generații de juniori de buni care să poată să fie să aibă o penetrare deja spre echipa mare. Dar exemplul pe care l-am dat atunci când am recompensat echipa formatoare a lui Rareș Ilie și când am plătit contractul în conformitate cu modul în care era scris contractul, iar echipa juniorului și-a primit suma aceea de 1 milion de euro pe care îi se cuvenea conform contractului, a dat un exemplu celorlalte cluburi că nimeni nu încearcă să le înșele, că nimeni nu încearcă să le eludeze contractele și că orice copil de perspectivă care va ajunge la Rapid și de la juniorii Rapidului și mai departe la echipa Rapidului, da, va avea, clubul respectiv va fi recompensat conform cu contractul. Motiv pentru care am scurtat foarte mult termenul acesta de implementare. În mod normal, în clipa de față, vă repet, juniorii noștri sunt acolo sus. Joacă de la egal la egal cu toate cluburile care au deja tradiție și în zona de junior. Și aici vine și întrebarea lui Ionuț Ene, care spune: când estimați că investițiile în Academie vor începe să dea roade? Încep deja să dea roade. Deci investițiile în Academie încep deja să dea roade. Repet, cu o viteză foarte mare, în clipa de față, echipele noastre de juniori, toate echipele de juniori de 10 plus 1, au rezultate cât se poate de bune. Și mai departe, sunt destul de mulți copii promițători în toate aceste capitole, adică în toate aceste echipe de care vorbim. Sunt mai mulți suporteri. Promițători în sensul în care, din punctul meu de vedere, eu nu sunt specialist și nici n-am pretenția că aș avea o cunoaștere în domeniul respectiv. Văd rezultatele care sunt în urma meciurilor care sunt inclusiv cu Farul, inclusiv cu FCSB-ul, cu CSA-ul, dar cu toate echipele extrem de titrate deja de juniori, văd rezultatele foarte bune și normal că suntem cu toții încurajați. Sunt mai mulți suporteri care întreabă cam același lucru: de ce nu promovăm mai mulți tineri de perspectivă la prima echipă? Aici trebuie să facem o separare. Pe mine mă deranjează oamenii care le știu pe toate și eu aș vrea să evit să fiu unul dintre ei. Nu mă pricep la partea tehnică, nu sunt pregătit în domeniul respectiv. Din fericire, celălalt copartenerul meu și împreună cu Nico sunt cei care se ocupă mult mai mult de tot ce are legătură cu zona tehnică, dar știu că este o preocupare pentru toată lumea aceea de a promova cât mai mulți tineri la echipa mare. Și știu că foarte mulți tineri sunt luați în angrenajul echipei mari, se antrenează cu echipa mare. Din ce știu eu, cel puțin 20 de copii, 17, 18 ani, 16 ani, se tot perindă, se tot antrenează împreună cu echipa mare. Și faptul că echipa mare se antrenează în aceeași locație cu juniorii noștri, sunt totdeauna vizibil, dau mâna, e o atmosferă care, din punctul meu de vedere, nu poate decât să fie propice rezultatelor. Teodor Hașer întreabă așa: în cazul în care copiii dumneavoastră nu vor reuși să facă pasul la prima echipă, veți rămâne la fel de implicat la club ca și până acum?
copiii noștri fac sport ca să devină ambițioși, să devină sănătoși, să-i ferim de toate relele de pe pământ. Dacă ajung sau nu să facă, să fie și profesioniști, asta depinde numai de ei. Pentru mine n-a fost niciodată un target pentru copiii mei să fie profesioniști în fotbal. Pavel Ionuț, aș dori să vă întreb dacă în viitorul mediu sau îndepărtat aveți de gând să deschideți alte baze sportive în București, să numeroase terenuri abandonate în București, în cartiere în care locuiesc suporterii Rapid. Soția mea și cu mine am hotărât nu numai să nu ne oprim din a investi în aceste baze sportive care am investit deja, ci targetăm posibilitatea de a mai investi încă 10 baze sportive din diferite localități ale țării. Deci eu mi-am bugetat într-un final investiții de 20 de milioane de euro. Este foarte greu pentru o școală de fotbal să poată să construiască o bază sportivă modernă și sigură în care să-și desfășoare activitatea. Am hotărât atunci că când găsim o școală sportivă cu adevărat în care ne place cum este condusă și care sunt oamenii care cu adevărat vor să facă treaba acolo, putem să investim noi în baza respectivă și să o punem la dispoziție, în condiția în care avem convingerea că vom vedea acolo 250-300 de copii cel puțin că fac sport în fiecare săptămână. Considerăm că aceasta este pentru noi o datorie, un mod de a ne implica social. Este pentru orice om de afaceri care a avut un succes economic mai mare, este normal să aibă totuși și o abordare în genul în care să sprijine societatea din care face parte și în care l-a ajutat să aibă acest succes economic. Sunt unii care poate construiesc un spital, sunt alții care poate construiesc o universitate. Pentru mine, de exemplu, eu consider că să ajung să văd 3.000 de copii că fac sport în fiecare zi, în baze sportive pe care eu le-am finanțat, da? Mi s-ar părea un lucru cât se poate de în regulă. Atenție, din clipa în care noi căutăm, diferența dintre ce facem noi și ce face statul român prin CNI e foarte simplă. Eu nu vreau să încep cu construcția. Eu vreau să încep cu omul sau cu școala care va opera această investiție. Pentru că lucrurile la privat, cum suntem noi, ele încep cu oamenii. La stat, ele încep cu investiția, cu bani. Totdeauna când ai omul care știi bine că va fi un om bun, care va face treaba acolo, investiția respectivă va intra imediat în peisaj. Și la Coresi, unde deja de anul viitor probabil vom avea spre 700 de copii, în baza Coresi, noi am început cu domnul Zanfir, pe care știm că este un om excepțional, da? Și știm că dânsul va fi capabil să organizeze, să avem atât de mulți copii care fac sport acolo. Asta e ideea. Nu încep cu banii, încep cu omul. Și aici depinde foarte mult de om, adică trebuie să ai foarte mare grijă, pentru că dacă e om care din primele cotizații care le ia de la copil, de la copii, el își schimbă mașina, atunci n-ai ce căuta. Nu e ce trebuie. Da. Ok. Mihai Tudor întreabă, care este orizontul de timp în care reușim să terminăm în totalitate baza sportivă și să înlocuim vestiarele cu container, cu vestiare și clădiri în adevăratul sens al cuvântului? A doua zi după ce obținem autorizația de construcție, începem investiția în clădirea respectivă. Deci în ambele clădiri, pentru că și la Coresi avem o clădire în aceeași stadiu. În clipa de față, mi-aduc aminte când obțineam pentru un magazin Movespert o autorizație de construcție în 3 săptămâni, acum pentru un magazin nu obțin mai repede de 3 ani, în condiția în care fac o treabă din partea de construcție mai temenică, mai prietenoasă cu mediul decât înainte. Dar astea sunt în clipa de față termenele care se întâmplă.
Cei de la primărie am văzut că nu sunt, nu ne sunt, nu, ne, nu se opun cu nimic, dar tot ce are legătură cu partea asta de birocrație este groasă. În momentul în care obținem autorizația de construcție, a doua zi ne apucăm de treabă. Avem deja și, am făcut și licitațiile, am făcut și proiectele. Nu putem construi fără autorizație. Sunt mai multe întrebări legate de capacitatea, de numărul de locuri din stadion, dacă se poate mări tribuna a doua, dacă există vreo șansă. Mi-aduc aminte acum vreo 2-3 ani de zile când citeam prin ziarele de sport supărările rapidiștilor că stadionul este prea mic. Mi se părea că Mocer n-au dreptate. Da? Acum mi este foarte clar că aveau dreptate. Stadionul este, chiar dacă în clipa de față poate este în regulă cu ce avem nevoie, în viitorul foarte apropiat se va evidenția faptul că este mult prea mic. Nu pot să dau un răspuns acolo. Sigur că discutăm și noi cu toți cei care sunt implicați. Cred că există cel mult jumătate șanse că se întâmplă lucrul ăsta. Ian cu Cătălin. Ori să se cumpere jucători în viitor sau se va merge pe aceeași linie cu aducerea de jucători liberi de contract? Așa cum spuneam mai devreme, înțeleg că încercați să faceți un serial și că fiecare dintre acționari sau președintele clubului vor participa și ei în serialul dumneavoastră. Mi-ar conveni mai mult să discutăm problema respectivă cu cei care sunt mai implicați în ea. Tot ce pot să spun eu este că bugetul de cheltuieli al clubului va crește în fiecare an. Deci anul acesta, practic, aproape că s-a dublat față de anul trecut. Sezonul ăsta, atenție că există o diferență între sezonul fotbalistic, care este jumătatea anului cu jumătatea anului celălalt, și eu mă uit din punct de vedere a rezultatelor economice pe sezon fotbalistic, pe când am văzut că statul român și FRF se uită pe sezon pe an, adică de la 1 ianuarie la 1 ianuarie și nu urmăresc în felul ăsta. Pe sezon fotbalistic, anul ăsta aproape că dublăm cheltuielile, anul viitor mai creștem cu 50%, mai avem încă un an în care creștem. Deci dacă anul trecut am cheltuit în jur de 3 milioane jumate, anul acesta cheltuim aproape 7, anul viitor vom cheltui aproape 10. Deci automat o parte din acești bani sunt gândiți pentru tot ce are legătură cu salariile și în principal echipei mari, iar puterea economică a clubului crește și crește rapid. De aceea spun că este, din punctul nostru de vedere, este inacceptabil ca Rapid anul viitor să nu lupte la titlu. Druță Alin Sergiu vă întreabă dacă se poate coopta în viitorul apropiat, că poate fi cooptat Mircea Lucescu la Rapid. Nu știu să dau un răspuns aici. Da. Știu că domnul Lucescu, am văzut că este solicitat în toate colțurile lumii. Nu știu să dau un răspuns. Darius Iordache, luați în considerare mărirea stafului tehnic și administrativ, aveți în vedere elaborarea unui plan de politică a clubului în care să includeți valorile, strategia de transferuri, marketing în afara României și în județele din țară? Avem, fiecare lucru se face la timpul lui. Deci avem un plan foarte clar cu ce intenționăm să facem în următorii 2 ani. Deocamdată suntem destul de la început în ceea ce privește implementările pentru fiecare din activitățile noastre. Destul de bazici. Ideea de această idee mai bazică este absolut suficientă pentru a ajunge la un buget de cheltuieli de 12-14 milioane. Iar cu echipa pe care o avem în clipa de față putem să gestionăm tot ce avem de gestionat până la aceste nivele, 10-12-14 milioane de euro de cheltuieli. Repet, aici nu vorbim de investiții, nici de investițiile în partea de infrastructură, nici de investițiile în jucători. Discutăm doar de cheltuieli curente. Da? Foarte multe neclarități pe care le citesc prin ziarele de sport
în care nu se înțelege oarecum diferența dintre o activitate curentă și costurile unei activități și veniturile din activitate curentă, o activitate de investiții în partea de juniori, o activitate de jucători, pardon, o activitate de investiții în partea de infrastructură, sunt lucruri, noi le ținem pe capitole independente și suntem foarte atenți la fiecare capitol. În momentul de față, tot ce vorbesc în clipa acum, este avem încă un management destul de, hai să spunem, destul de primitiv. Nu e nevoie de mai mult acum. La nivelele care suntem în clipa de față, nu avem nevoie de un know-how excepțional. Atunci când vom ajunge la nivele ridicate, vom fi obligați să cooptăm mult know-how din toate colțurile Europei. Victor Paulian vă întreabă, aveți de gând să intrați în politică? Se zvonește că veți candida la primărie ori la prezidențiale. În niciun caz. Din punctul meu de vedere, există o diferență majoră între a învăța foarte mult să promiți și a învăța să respecti promisiunea. În politică trebuie să fii foarte bun la promisiune, nu știu în ce măsură trebuie să fii bun și la execuția promisiunii respective. În afaceri contează mai puțin promisiunea cât contează execuția ei. În afaceri, practic, tu ești votat în fiecare zi. De aceea, promisiunea ta trebuie să fie totdeauna respectată. În politică, tu ești votat o dată la 4 ani sau la 5 ani. Nu știu în ce măsură ai targetul de a și respecta promisiunea ta. Nu am exercițiul ăsta și nu intenționez să-l fac. În cât timp va fi lansată Rapidul la bursă? Vă întreabă Cristi Petrescu. Lansarea Rapidului la bursă depinde foarte mult de succes. Nu poate fi lansat un produs la bursă decât în clipa în care produsul este de succes. Cu cât succesul este mai rapid, cu atât mai mulți oameni vor dori să fie parte din acest succes. În clipa în care Rapidul va avea succes, nu numai acasă, ci și în Europa, va fi listat și la bursă. Și acum să poată să dea posibilitatea câtor mai mulți rapidiști de a fi și ei proprietari pe o bucățică din Rapid. Și acum vine întrebarea lui Dan Marin, în cât timp o vedeți cum fi un club de top în Europa? Eu mi-am planificat acest lucru în 5 ani de zile, maxim. Un an practic aproape că a trecut. E un plan. Adrian Diaconescu, sunteți mulțumit de ce ați realizat dumneavoastră în timpul petrecut la Rapid și dacă răspunsul este nu, la ce capitole ar mai trebui lucrat? Depinde foarte mult de standardele și de ceea ce ne propunem. Din punctul meu de vedere, viteza cu care avansează Rapid în momentul de față, fie că e vorba de organizare internă, fie că e vorba de structura de echipa mare, fie că e vorba de juniori, fie că e vorba de fiecare departament care există aici, viteza în care avansează este, din punctul meu de vedere, mai mult decât în regulă. În condiția în care vom reuși să avansăm în continuare cu aceeași intensitate, nu văd niciun motiv pentru care nu putem chiar și să scurtăm termenele care mi le-am propus. Da, deci dacă facem o radiografie a zilei de astăzi, poate unora le place, altora nu le place. Dacă facem o evoluție a ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani de zile sau ce s-a întâmplat din clipa în care Rapidul a promovat în prima ligă, nu avem cum să nu observăm cât de mari sunt progresele făcute. Nu avem cum. Sau putem, nu știu, habar n-am, dar nu cred că putem. Baratki Bogdan are câteva întrebări. Domnul Șucu apreciază modelul Red Bull Salzburg. Consideră domnia sa că astăzi în clubul Rapid există resursa umană necesară din punct de vedere al pregătirii și experienței profesionale pentru a implementa acest model? Modelul Salzburg? Deci Salzburg nu a ajuns la modelul respectiv în 2 ani de zile. Asta este evident. Și nici noi nu avem resurse suficiente pentru a putea să ne comparăm în momentul de față cu Salzburg. În mod cert, însă, în viitorul foarte apropiat, așa cum am repetat,
pe măsură ce avansăm și concretizăm ce avem de făcut, o să putem să cooptăm alături de noi resurse suplimentare. Competențe suplimentare care pot să vină automat în orice colț al lumii. Cum apreciați dumneavoastră rata de succes a transferurilor efectuate de Rapid în acest sezon? Dânsul cred că trebuie să vorbească lucrurile astea cu următorii invitații. Cum apreciază domnul Șucu actul de management executiv de la Rapid, incluzând aici și Academia? Are Rapid, în opinia dumneavoastră, manageri cu experiență necesară pentru a conduce o activitate cu cifra de afaceri de 10-20 de milioane de euro în domeniul sportiv, la un club cu expunerea Rapidului? Are competență pentru 10 milioane, nu are competență pentru 20 de milioane în clipa de față. Și, în mod cert, nu are competență pentru 30. Cum apreciați dumneavoastră calitatea comunicării la Rapid? Menționez aici două situații punctuale, ultimul interviu al președintelui clubului la Rapid TV și respectiv modul în care Rapid răspunde atacurilor publice. Există, acum dacă vorbim despre modul în care Rapid răspunde atacurilor publice, există într-adevăr o agresivitate din partea multor cluburi în ceea ce privește modul în care își apără, să spunem, interesele. Și această agresivitate nu este de cele mai multe ori targetată în a-și apăra interesul lor direct, ci în a-și ataca competitorii. Lucru pe care nu-l vedem corect. Îl vedem absolut incorrect. Să facem și noi același lucru prin care să mergem mai departe, să ne atacăm competitorii, parcă ar fi un lucru pe care eu personal l-aș evita. Suntem în discuție acum să vedem cum putem să facem lucrurile mai bine. N-aș vrea să avem o competiție destructivă. Adică în sensul în care dacă vreau să fiu mai bun, aș vrea să fiu mai bun cu mijloace constructive de a fi mai bun. Nu de a încerca să eu să devin mai bun lovindu-l pe altul și făcându-l pe ăla mai slab. Modul ăsta destructiv de a face competiție nu folosește nimănui și în niciun caz nu folosește progresul. Dar, repet, mai toate cluburile, din păcate, îl cam fac. Evaluăm și noi ce avem de făcut în viitor. Cum apreciați dumneavoastră, în comparație cu Mob Expert, spre exemplu, infrastructura IT a clubului? Infrastructura IT a clubului în clipa de față este într-adevăr primitivă, dar are și extrem de puține funcțiuni de care trebuie să ne legăm în momentul de față. Sunt atât de multe urgențe, atât de multe priorități, încât normal că le luăm pe fiecare pas cu pas. Repet, în următorii 2 ani de zile avem lucrurile foarte clare cu ce sunt de făcut și sunt lucruri relativ bazice. Nu sunt lucruri de mare finețe. Lucruri de mare finețe vor urma probabil cam în 2 ani de zile. Cât de important considerați dumneavoastră? Să facem acum lucruri de mare finețe în condiția în care sunt extrem de multe lucruri bazice care încă nu sunt făcute, primitive, nu sunt încă făcute, nu și-ar avea sens. Am arde resurse. Repet, pentru cineva care nu este familiarizat cu managementul, da? Și pentru cineva care nu se organizează bine, niciodată nu sunt suficienți bani, niciodată nu sunt suficienți oameni, niciodată nu sunt suficiente resurse. Da? Avem experiența pentru fiecare lucru care avem de făcut aici și le avem deja planificat. Cât de important considerați dumneavoastră că este rolul directorului sportiv și cât de firesc este ca un club cu pretențiile Rapidului să nu aibă un director sportiv? Tot Bogdan Baranchi. Sunt convins că domnul Bogdan va avea plăcerea să pună întrebarea asta unuia dintre noi care e mai competent. Mihai Udriște vă întreabă: credeți că începând din sezonul viitor Rapid va avea o echipă mai puternică care se va lupta pentru Cupa României și campionat? Indubitabil, ceea ce am scos totdeauna în evidență, în fiecare discuție care am avut-o în club, atât cu membrii, cu colegii din
birouri din club, din administrativ, dar și cu jucătorii, este foarte simplu. Cu toții ne dorim un club prosper din punct de vedere economic. Un club care, dacă și-a asemnat un contract, îl va respecta. Un club care își plătește salariile la timp, în conformitate cu ceea ce s-a înțeles, cu jucătorul, cu colegul, cu toată lumea. Dar să nu uităm că un astfel de club prosper are capacitatea totdeauna de a crea competiții. Pentru fiecare post în parte, fie că e vorba de jucători, fie că e vorba de coleg din birouri, există o competiție. Competiția este generatoare de progres. Trebuie înțeles, pentru fiecare jucător în principal, și sunt convins că ei știu, în fiecare clipă ei sunt evaluați, iar în condiția în care evaluarea respectivă nu conduce la un rezultat, totdeauna va exista un competitor care va dori să vină la Rapid. Ok, Ninel Ureche. Adică, putem să o privim, totdeauna e și partea goală, e și partea plină a paharului. Mm-hmm. Ninel Ureche, câți bani a investit domnul Șucu din momentul intrării în acționariat? Cât ați investit? E vorba de... Noi discutăm, repet, discutăm de partea de activitate curentă a clubului. Nu vorbim de partea de investiții de infrastructură. Da, în afară de bază. Deci, eu din punctul meu de vedere am investit în clipa de față între 5 și 6 milioane acum. Da? Iar în partea de activitate curentă a clubului, bugetul meu, care este gândit pentru până când ajungem să avem un succes, este în jur de 12-13 milioane. Partea mea vorbim. În ceea ce privește partea de infrastructură, dorința mea inițială a fost de a investi în jur de 10 milioane, dar probabil că vom investi mult mai mult de atât. Probabil că vom depăși 25-30 de milioane în zona de infrastructură. Repet însă, infrastructura odată construită, aș dori să se autofinanțeze și să rămână totdeauna, să fie totdeauna nouă, da? Să fie totdeauna bine întreținută, bine urmărită, bine manageriată. Okay. Mai mult decât atât, există și o zonă de investiții în jucători. Aceea, din punctul meu de vedere, este un buget complet separat. Iar acolo discutăm de oportunitate. Există o oportunitate serioasă. O investiție înseamnă o investiție, adică investești și te aștepți ulterior să poți să transformi investiția respectivă într-un lucru profitabil. Da? Acolo nu există o limită. Singura limită este o limită de oportunitate. Există o oportunitate, atunci există bani. Nu există oportunitate, nu există nici bani. E foarte simplu. Ciprian Iliescu vă întreabă așa: care va fi obiectivul anul viitor și câtă răbdare aveți în general sau în particular cu anumiți oameni din club? Am discutat despre obiectivul anului viitor, asta e clar. Da. În ceea ce privește oamenii din club și în ceea ce privește colaboratorii cu care lucrez de obicei, eu sunt foarte atent la modul în care dânșii își onorează promisiunea. Ceea ce se întâmplă în mod curent este că există oameni care atunci când îți promit ceva sunt totdeauna obsedați de cum pot să-și îndeplinească promisiunea respectivă, cum pot să găsească toate soluțiile ca să-și îndeplinească promisiunea respectivă, și sunt alții care sunt obsedați de ce motive pot să găsească pentru care n-au reușit să îndeplinească promisiunea respectivă. Am mare răbdare cu cei din prima categorie, pentru că sunt convins că vor găsi totdeauna, într-un final, chiar dacă nu din prima, vor găsi soluția să rezolve problemele la care s-au înhămat, și am foarte puțină răbdare cu cei care găsesc tot timpul motive. Ok. Geodapix vă întreabă dacă vom vedea schimbări în strategia de marketing a clubului. E cumva puțin mai specific? Urmează o întrebare despre aplicații. Dacă avem de gând să creăm o aplicație pentru Android sau iOS. Avem un număr de avem foarte multe lucruri pe care le targetăm din punctul nostru de vedere în zona de strategie ale clubului. Ne preocupă foarte mult zona de licențiere.
preocupă foarte mult zona de merchandising, le preocupă foarte mult posibilitatea de a oferi tuturor rapidiștilor cât mai multe produse pe care să și le poată permite și pe care să și le dorească să le aibă, să fie ale lor. Mi se spune totdeauna că să nu încercăm să obținem venituri, să încărcăm fanii cu costuri suplimentare. Nu este ceea ce ne interesează. Nu asta încercăm și nu o să încercăm niciodată. Dar dacă un fan dorește să-și cumpere un training sau dorește să-și cumpere un echipament sportiv pentru el, pentru familie, dacă dorește să cumpere un, sau soția vrea să-i cumpere un cadou care să-i facă plăcere, oricum îl cumpără. De ce nu l-ar cumpăra de la Rapid? Asta e ideea. Ideea nu este de a cheltui mai mult, ci de a cheltui banii care îi cheltuie pe produse care îi aduc aminte și care îi fac plăcere și care au legătură cu pasiunea lui. Asta e ceea ce încercăm. Sigur că din ce văd este în clipa de față negocierile care sunt făcute de cluburi cu furnizorii de produse sau de servicii sunt foarte slabe. Ceea ce conduce la ideea în care majoritatea produselor oferite de cluburi către fani sunt și scumpe și nici nu aduc o profitabilitate clubului respectiv. Motiv pentru care noi am reluat tot sistemul și reluăm din ce în ce mai clar, pentru că din punctul nostru de vedere ca și club, noi avem obligația să negociem un preț cât mai bun de la furnizor. Nu să încercăm să cerem cât mai mult de la client. Dacă e să înghesui pe cineva, tot trebuie să-ți înghesui furnizorul, nu clientul. Bine, aici este o experiență pe care o avem mult mai largă și cu care putem să venim în spate. Și sunt extrem de mulțumit de pașii care am făcut și de viitorul și de prezent, dar și de viitorul apropiat. Ok, tot GeodaPix întreabă care este diferența dintre așteptările pe care le aveați înainte de a fi acționar și realitățile după 9 luni de mandat. Suntem foarte bine din punctul meu de vedere cu așteptări comparativ cu realizări. Înțeleg că lucrurile nu merg, nu am trecut încă prin variantele prin care rezultatele sportive să fie mai puțin legate de resursele pe care le alocăm. În momentul de față, resursele și rezultatele sunt două lucruri foarte apropiate una de cealaltă. Este foarte adevărat că în afaceri, de obicei, dacă ai competență, poți să faci o legătură directă între care sunt resursele care le aloci și care sunt beneficiile care le poți avea. Mi-e foarte clar că în sport e mai greu de realizat lucrul ăsta. Dar și în sport, probabil, cu cât ești mai competent, cu atât poți să fii mai apropiat și să ai cele două lucruri suprapuse. Având în vedere resursele din ce în ce mai mari care vor fi puse la dispoziție, nu vedem niciun motiv pentru care n-am avea și un rezultat pe măsură. Florin Balău întreabă dacă credeți că puteți să-i atrageți pe cei de la Dedeman sau EMAG alături de dumneavoastră. Sincer, nu cred. Cred că atât cei de la... În primul rând, nu discutăm de EMAG și Dedeman, discutăm de frații Pavel sau de Iulian Stanciu. Adică discutăm de persoane, nu discutăm de firme. Da? Și sunt Iulian, știu că e ploieștean, dacă o să vrea să intre în competiție, probabil că va investi la Ploiești. Da? Iar frații Pavel, dacă vor dori să intre în competiție, vor dori să intre în competiție independent. Într-o echipă nu cred că sunt mai mulți capitani. Mihai... Aștept mai curând să întâlnim ca și competitori decât neapărat ca și parteneri. Ok. Mihai Tudor. Este posibil să faceți o colaborare cu colegii de la CS astfel încât să însuflețim puțin aspectul stadionului, mai ales la interior? Da.
este parte din targetul pe care îl au colegii mei de la organizarea de eveniment. Și sunt multe alte targeturi care le mai au acolo, din punctul ăsta de vedere. Tot Mihai Tudor întreabă dacă există planuri ca echipa de scouting să fie mărită, astfel încât să putem urmări și aduce jucători tineri și promițători de pe alte continente, la prețuri bune, cum face Salzburg. Este unul dintre targeturile care le avem. Nu trebuie neapărat mărită echipa care o avem, ci trebuie implicați toți cei care sunt competenți în direcția respectivă să-și aloce timp și disponibilitate în direcția de care o vorbește dânsul. Domnule Șucu, cam astea au fost întrebările de la suporterii noștri. Poți destule, sperăm că au primit răspuns la toate și sunt mulțumiți de ce le-ați răspuns. Vă mulțumim încă o dată. Eu mulțumesc foarte mult suporterilor și aș vrea, din punctul meu de vedere, să aibă convingerea că nu există o variantă prin care Rapid să nu lupte pentru titlu. Deja, din punct de vedere economic, anul acesta stăm bine, iar începând cu anul viitor, nu există nimic mai puțin fezabil, nimic mai puțin ca și putere, economic vorbind, pentru a putea lupta la titlu. Nu există, există un plan foarte clar prin care puterea noastră economică va crește și va continua să crească. Avem, sigur că da, speranța, dar și convingerea că dânsii sunt alături de echipă în fiecare clipă. Nici măcar nu ai nevoie de cine știe ce optimism ca să vezi că lucrurile merg exact în direcția în care o vrem toți. Pur și simplu nici măcar nu e optimism, e pur realism. Mulțumesc frumos. Doamne ajută să fie așa. Doamne ajută. Mulțumim. Mulțumim.